A participat la ceremoniile de la Alba Iulia dedicate centenarului Marii Uniri. Majestatea sa, Margareta, custodele coroanei și principele Radu au ajuns în Cetatea Unirii cu trenul regal, remorcat de o locomotivă cu abur construită în anul 1922. Și doi au fost întâmpinați în gară cu pâine și sare. Casa Regală consideră că această călătorie a familiei regale cu trenul regal onorează memoria celor care au realizat Marea Unire, la 100 de ani de la înfăptuirea Marelui Ideal Național. Membrii familiei regale au participat la Te Deum și apoi la parada militară din Cetatea Alba Iulia.